Dragi prieteni, bun găsit! Radio Classic, Test Report, Lentila de Contact, Stelian Tănase. Astăzi voi vorbi despre un episod la Paris care nu conține neapărat români, dar sper să vă amuze. Café Régence este cunoscută pe la jumătatea secolului al XIX-lea pentru că aduna pasionații de șah și biliard. Era o cafenea a jocurilor, ca să spunem așa. Un local de clasă, pretențios și scump. Nu s-au întâlnit, vorbesc de Marx și de Engels, pentru că despre este vorba, într-o tavernă sărăcăcioasă, cu rumeguși pe jos, populată de lumpeni, de proletari, hamali, zilieri, la una din parierele Parisului. Amândoi, și Marx și Engels, preferau confortul, ca să nu spun luxul. Nu simpatizau deloc cu proletarii și alopetele lor miroseau urât, aveau un vocabular sărac, se îmbătau și maniere deloc. Nici lui Lenin nu-i plăceau proletarii. Îi ocolea, se ducea în cafenele și în locuri în care nu dădea de ei. Deci nu la marginea orașului. Aici, la Café Régence, s-au întâlnit Karl Marx și Friedrich Engels în 1844. Nu știu multe întâmplări mai nefaste. Doi oameni deștepți. Engels, de pildă, va ajunge să cunoască scris și vorbit 20 de limbi. Marx avea un intelect peste medie. Depășea pe cei din jur prin forța gândirii sale, prin cunoștințele vaste din economie, filozofie, istorie, artă. În adolescență și studenție frecventase toate aceste domenii instabil, neștiind ce carieră să aleagă, să scrie piese de teatru, poeme, să predea filozofie la universitate, să facă jurnalism. Până la urmă a ieșuat în militantism radical de stânga. Exact cum se întâmplă cu toți oamenii care fac de toate și au talent pentru toate. Visa două lucruri. Să-i moară mama ca să o moștenească, pentru că n-avea nicio sursă de venit, paranteză, l-a salvat Engels, care l-a finanțat toată viața, iar al doilea vis a fost ceva mai complicat, să fie martor, să participe la Revoluția Proletară Mondială pe care a prevăzut-o în manifestul Partidului Comunist. Dorea să asiste la înlăturarea de pe scena istoriei a prea detestatei burghezii. Proletariatul, termen creat de Engels, vine din latinește, proletarius, clasa socială cea mai de jos la Roma, urma să joace rolul de gropare al acestei burghezii aflate în acel timp în plină înflorire. Numai că cei doi, mari cititori, petrecăreți, iubitori de vinuri, risipitori de nopți prin cartiere rău famate la Paris ca și la Londra, s-au înșelat copios în diagnosticul pe care l-au pus prea grăbiți societății timpului lor. Au intrat într-o crevasă a timpului, au confundat prima perioadă a capitalismului, primitiv, sălbatic, cei drept, cu capitalismul în sine ca o rânduire socială. Probabil din dorința de a vedea cu ochii lor sfârșitul poveștii. De unde ideea lor că barbaria primelor decenii a Revoluției Industriale era identică cu ceea ce s-a numit capitalism sau democrația liberală și va lua sfârșit odată cu ridicarea la lupta proletariatului. Capitalismul sălbatic s-a caracterizat prin mizerie, prin mahalale sordide, prin populații țărănești care veneau să se instaleze la oraș, să se angajeze în industrie, unde aveau un venit cât de cât. Numai că Marx și Engels au crezut că acesta e capitalismul în sine. Au avut neplăcuta surpriză să constate că, și mă refer la Anglia aici, o legislație inteligentă a făcut mari reparații, a reamenajat capitalismul. Orașele au devenit mai salubre, locuințele mai bune, muncitorii au căpătat drepturi, copiilor li s-a interzis să mai muncească, pentru că, să recunoaștem, capitaliștii, antreprenorii exploatau munca copiilor, ceea ce a creat multe tragedii. Ați citit cu siguranță Oliver Twist, nu? Asta era o lume în care copiii erau folosiți de la cea mai fragedă vârstă. Marx, care nu era chiar așa echilibrat, vedea peste tot baricade. Dintre cele două vise dragi lui, numai unul s-a realizat, primul. Marx a apucat să o moștenească pe maică-sa, dar n-a apucat să vadă Revoluția Proletară, rămasă o himeră până la moartea lui în 1883.
S-a adeverit ce scria în 18 februarie a lui Bonaparte, de titlul unui eseu al lui, anume că prima dată în istorie lucrurile se petrec ca o tragedie, dar a doua oară ca o farsă. Așa zisa revoluție a izbunit în Rusia și a dus la putere, deci nu în Occident, și a dus la putere nu proletari, ci mutanți politici bolșevicii. Faci proletari, pseudo-intelectual. Marx scrisese manuscrisul Partidului Comunist despre o majoritate care prelua puterea din mâinile unei minorități. În Rusia s-a întâmplat invers. O minoritate, printr-un puci, nu printr-o revoluție, a luat puterea în dauna majorității. Să vă spun că proletariatul era 2% în Rusia. Alt aspect. Marx a vorbit despre faptul că revoluția proletară va avea loc în țara cea mai dezvoltată. Ori așa zisă revoluție a avut loc în țara cea mai înapoiată. Așadar, n-a fost o revoluție în sensul în care o definea Marx. Lenin a fost un uzurpator, un impostor, când a folosit această retorică pretins marxistă. Tot rău venea însă chiar de la Marx. De-aia am și spus că întâlnirea lui cu Engels la Café Regence a fost nefastă. Mi-am zis că merita să pierd un ceas, două, să iau un prânz bun, burghez, să văd locul deveni sacru pentru bolșeviști, trotskiști, eu am fost trotskist, trebuie să vă recunosc, leniniști, staliniști, localul unde cei doi, Marx și Engels, s-au întâlnit prima dată în 1844. Se știau de înscris, Marx publicase câteva din textele lui Engels în revista pe care o conducea în Renania. Café Regence se afla și se află și astăzi pe Rue Saint-Honoré la numărul 167. Se poate vizita, mergeți la Paris, să nu uitați să treceți pe acolo. E la nord de Sena. Mă așteptam să fie la sud, în cartierele populare, însă. Cum i-a plăcut și la Londra să locuiască în Soho, adică locuia între niște birturi, case de toleranță, dar jocuri era... Teatrele tot aici erau în Soho. Cred că dacă ați fost la Londra știți unde este, chiar lipit de cartierul chinezesc de astăzi. Vine lângă Jardin de Tuilerii, aproape de Rue Rivoli. Cartierul era unul burghez înstărit și înainte ca baronul Osman să prăpădească Parisul medieval, cel cu străzi întortocheate. Abia peste 20 de ani apare baronul Osman, însărcinat de Napoleon al III-lea, să dărâme Parisul și să taie niște mari bulevarde. De altfel, Café Regence este cu un secol înainte, în secolul, la începutul secolului XVIII s-a înființat, dacă mi-aduc aminte, în 1719. Astăzi, Café Regence e un loc parizian tipic, fără ceva deosebit, în afară de trecutul lui glorios pentru șahiști. Trebuie să vă spun că aici veneau marile legende ale șahului în secolul XIX. Au fost cele mai legendare, dacă se poate spune așa, partide de șah din acel secol. Șahiștii au povești nesfârșite despre ce s-a întâmplat aici între șahiști. Este același decor, sunt aceleași costume, aceleași personaje. Poate este motivul pentru care lumea vine aici să regăsească banalul, tradiția. Parisul tipic dedicat hoardelor de turiști care trebuie mulțumiți. Café Regence nu mai are nimic din fala de altă dată. Șahiștii au dispărut, la fel și jucătorii de biliard. E un loc curățel, a păstrat oarecare șarm, totuși. Se poate mânca un bun somon, rață, supe de roșii. Cât despre cei doi giganți, Marx și Engels, care au făcut praf istoria europeană din secolul al XX-lea, aici nu se știe nimic. Numele lor sunt uitate.